Continuăm. Cine nu mai sună? Ionuț? Nu mai sună. Mai devreme. Alo. Alo? Spuneți. Da. Păi, nu, eu sunt încă la treabă. Rămâneți când plec atunci amers, da? Da, 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 sunt la birou. Bine, să la revedere. Nu am primit arma. Trebuie armată acolo și chestia ce. Așa. Și acum, spuneam de ecuația asta trigonometrică, sin de 2x egal cu sin de 4x. Am mers pe sin de 2x, am văzut ca dublul lui 2x și vine 2 sin de 2x scoze 2x. Și am scos pe sin de 2x în factor comun și am găsit soluția. Soluția e compusă din sin de 2x egal cu 0 și cos de 2x egal cu 1 pe 2, da, de aici. Și asta înseamnă că 2x egal cu minus 1 la car, sin de 0, care e 0, plus kπ, deci x aparține lui kπ pe 2, cu k cu gz, și alaltă cos de 2x egal cu 1 pe 2, 2x egal cu 1 egal cu cos de 1 pe 2, plus 2 kπ, x aparține așa. Și am spus, o altă soluție, nu? Ar fi asta, 2x egal cu minus 1 la k, ori 4x plus kπ. De parcă aș fi acționat în stânga și în dreapta, cu... A, putem să ne gândim așa, trebuie să am fi un număr. Cum a fost aici? Sin de 2x egal cu 0, vedeți? Cum am spus, 2x ăsta egal cu minus 1 la cal. Și acum închipui că sin de 4x este un număr, este de fapt un număr, cuprins între minus 1 și plus 1, și aș vrea să zic sin de 2x egal cu 1. Atunci, 2x egal cu minus 1 la k, ori arcsin de ăsta. Da. Ia să scriem așa. Ca să înțelegi bine de unde vine formula aceea, că am forțat-o din mâna aici și se pare că nu a fost chiar bine. Deci, spun 2x. Pentru sin de 2x egal cu sinus de 4x, înseamnă că 2x este egal cu minus 1 la puterea k, ori arc sinus de, arc sinus de exact cât este el aici. Arc sinus de A. Dar în cazul nostru A este sin de 4x. Arc sin de sinus de sinus de 4x. Așa trebuie să vedeți. Arc sin de sin de 4x. Plus ca fi. Adică 2x este egal cu minus 1 la k și când lucrează funcția inversă și cu directa în compunere, lasă argumentul liber. Adică rămâne cât aici? 4x. Deci sin de sin de 4x face 4x. Ori 4x plus k fi. V-am spus de unde vine formula aceea. Știți că aveam aici scris undeva mai sus, unde am șters, că 2x egal cu minus 1 la k, da, ori pi 4x plus kπ. Și acum am explicat care e motivul de să ajunge aici. Și acum luăm în două variante, k par și k impar. Pentru k egal cu 2p, se întâmplă că 2x va fi egal cu minus 1 la puterea pară, face plus, dispare, și rămâne 4x plus în loc de K, pun 2P ori pi, da? Cu P aparcuri de Z. Și eu trebuie să-l aflu pe cine? Pe X. Pe X. Duc pe ăsta 2PX în partea cealaltă și vine că 2X egal cu minus 2P ori pi cu P parcurge Z. Împart printr-un 2, deci x aparține mulțimii valorilor minus t. Hai să zic în loc de pe pi, e destul, da, de incomod. T ori pi cu t parcurge z.
Și asta ar fi o primă variantă. Cealaltă, când K este impar, atunci apare minus 2x-ul, minus 4x aici, da? Că minus 1 la puterea un număr impar, face minus și vine plus 2x și în varianta asta, minus 4x de încolo face cât face? Minus 4x de încolo face 4 și cu 2, 6x, da? Da. Deci când T, când K e egal cu 2T plus 1, adică impar, rezultă că 6x este egal cu 2t plus 1, 2t plus 1 ori pi, așa, de unde x va fi egal cu 2t plus 1 ori pi pe 6, cu t parcurge 0. Deci asta ar fi o altă soluție. O altă soluție. Și cele două reunite constituie soluția ecuației de mai sus. Se surprind, vei spune, dar parcă e diferită asta de cea de aici. Pare a fi diferită, însă în condițiile în care se fac reuniunile și se vede treaba de aici, este același lucru. Sper că n-am greșit. Ne mai uităm o dată. De sin de 2x se egal cu 2 sin de 2x cos de 2x, sin de 2x pe lângă 1 minus... Aici a fost minus. Da. 1 minus 2 cos de 2x egal 0, un produs egal 0, fiecare egal 0, sin de 2x egal cu 0, sau cos de 2x egal cu 1 pe 2. Da. Nu? Că vine da. 2 cos. Așa e bine. Atunci, astea sunt cele două valori pe care le-am găsit. Deci, ori pe varianta 1, ori pe a doua, lucrurile sunt înseamnă același lucru, nu? Deci, se poate ajunge la rezultatul respectiv. Acum să vedem o altă ecuație. Cos de x minus sin de x. Deci cos de x minus sin de x. Egal cu radical din 2. Așa. Pe lângă cos de 2x. Ori cos de 2x, da? Așa. Deci cos de x minus sin de x egal cu radical din 2 cos de 2x. Cât își pierde o tabla? Spuneți și voi vreo idee. Da? Dacă aveți un... Păi avem cos de 2x. L-am așa. Putea rezolva. Cât este cos de 2x ca formulă? Am făcut adenea. Da. Cât este cos de 2x? Aveți acolo până la fin. Cos de 2x. Ne gândim la cos de x plus x, cos de alfa plus beta. Cosinus pătrat de alfa minus cosinus pătrat de beta. Cos pătrat de x minus sin pătrat de x. Sim. Da? Cos pătrat de x minus sin pătrat de x, că este același lucru. Tu ne gândim la cos de alfa plus beta, care înseamnă cos de alfa ori cos de beta, minus sin de alfa, sin de beta. Și când notăm alfa egal cu beta egal cu x, apare cosinus de 2x egal cu cos de x ori cos de x, cos pătrat de x, minus sin de x ori sin de x, sin pătrat de x. Deci așa este, cos pătrat de x minus sin pătrat de x. Și atunci înlocuim și noi și zicem cos de x minus sin de x este egal cu radical din 2 pe lângă cos pătrat de x minus sin pătrat de x. Acum, ce idee vă vine? Repede? Să împărțim prin radical din 2? Dar nu avem radical din 2 și în stânga și în dreapta. Acolo aveți cos de x minus sin de x. Da. Și din coace cos pătrat minus sin pătrat. Ce trebuie făcut? Deci este a la 2 minus b la 2. Cum se scrie a la 2 minus b la 2? Minus... A minus b pentru că a plus b. Deci vine ce? Cos de x. Cos de x minus sin de x.
egal cu radical din S pe lângă cosinus de X minus sin de X. Minus sin de X pe lângă? Cos de X plus sin de X. Cos de X plus sin de X. Și acum? Avem cos de X plus sin de X, nu, minus sin de X în ambele părți. Așa, zice minus egal 0. Da? Și vedem că avem paranteza cos de X minus sin de X comună. Deci o putem scoate în factor. Așa vom spune cos de X minus sin de X pe lângă. Din primul rămâne 1. Minus radical din 2 pe lângă cos de X plus sin de X. Așa, egal cu 0. Un produs egal 0. Dacă un determin este 0. Pe rând, dar fiecare are șansă să fie 0. Deci de aici rezultă cos de X minus sin de X egal cu 0. Sau tot atât de bine. 1 minus radical din 2 pe lângă cos de X plus sin de X egal cu 0. Să luăm pe rând pe fiecare. Hai să luăm pe prima. Cos de X minus sin de X egal cu 0. Ce aveți de gând aici? Scriem... Nu ai făcut una de asta mai devreme. Numai că era sin de X minus cos de X. Care este aceeași chestie. Dacă mulțim cu minus 1, ca și cum aș spune sin de X minus cos de X egal cu 0. Cum am procedat aici? Ca și cum aș spune sin de X egal cu cos de X. Sin de X egal cu cos de X. Am împărțit prin cos de X. Nu? Și apărut ce? Dacă împărțim prin cos de X, apare sin de X pe cos de X, adică sin tangentă de X, egal cu 1. Tangent de X egal cu 1, e ușor de rezolvat. Mă atingi cu lumina asta, parcă nu ne vedem. Avem lumină. Așa. Tangent de X egal cu 1, ce înseamnă de aici X? X egal cu a tangentă. A tangentă de 1 plus capitate, nu? Forma de rezolvat. X aparține mulțimii formate din arc tangent de 1 plus capi cu K parcurge Z. Și tangenta, la câte grade este 1 tangenta la? Tangenta la este 1 la 45 de grade, parcă 1 la pi pe 4. Deci, zicem, X aparține mulțimii pi pe 4 plus capi cu K parcurge Z. Așadar, am rezolvat prima ecuație, mai avem încă o variantă, anume 1 minus radical din 2 pe lângă cos de X plus sin de X egal cu 0, echivalent cu a spune că egal cu 1 și împărțim prin radical din 2, deci vine cos de X plus sin de X egal cu radical din 2 pe 2. Sper că e bine, nu? Eu nu știu bine sau nu? Deci vine cos de X plus sin de X, am dus în dreapta, cu radical din 2, împărțim prin radical din 2 și vine, raționalizat, vine cos de X plus sin de X egal cu radical din 2 pe 2. Cum rezolvăm această ecuație? Este un model de ecuație clasic. Se cheamă ecuație liniară. Ea este după modelul A sin de X, A sin de X, plus B cos X, egal cu C. Da? A sin de X plus B cos X, egal cu C, în un model de ecuație clasică. Care sunt metodele de rezolvare unei astfel de ecuații? Una din idei ar fi să mai găsim o ecuație în sir și cos, formăm un sistem. Da, știam cu funcția... Nu, cu formula fundamentală. Cu formula fundamentală, asta este. Deci adăugăm formula fundamentală și am sin pătrat
de x plus cos pătrat de x, egal cu 1. Iată și am format acum un sistem din cele două. Deci sistemul ne folosim în cazul nostru sin de x, sin de x plus cos de x, egal cu radical din 2 pe 2, și adăugăm sub sin pătrat de x plus cos pătrat de x este egal cu 1. Sin e o funcție de orice, cosinus sau sin. Da, asta e un sistem simetric, dacă vrei, în sin și cos. Că dacă locuim pe sin cu cos și cos cu sin, fiecare din ecuații devine neschimbat. Da. Și vine în minte să ridic pe prima la pătrat. Știți de ce? Când ridic pe asta la pătrat, apare sin pătrat plus cos pătrat, care e deja de ușor de folosit. Deci, ridicăm ambii membrii la pătrat. Asta prima devine sin pătrat de x plus 2 sin x ori cos x plus cos pătrat de x este egal cu radical din 2 pe, adică 2 pe 4, 1 pe 2. 1 pe 2. Dar sin pătrat plus cos pătrat este deja, ăsta a fost motiv pentru care am ridicat, e 1, și apare că echivalent, poate spune că 1 plus, dar 2 sin cos, cât este 2 sin cos? 2 sin cos. 2 sin x cos x 2, nu. Este sinus sin de dublu. Sin de 2x. Da. Deci, în loc să las 2 sin x cos x, strâng, ca fiind sinus de 2x. Adică 4 sinus. 1 plus sin de 2x egal cu 1 pe 2. Da. Egal cu 1 pe 2. Și de aici scos pe sin de 2x, sinus de 2x este egal cu 1 pe 2 minus 1, adică minus 1 pe 2. Da. Da? Deci vine minus 1 plus 1 pe 2 minus 1 pe 2. Și acum aplic formula. Formula fundamentală. Nu, formula aceea elementară. Sin de x egal cu a, înseamnă x egal cu minus 1 la k, arc sinus de a plus 2k. Cu scapi, parcă, nu? Da, cu scapi. Cu scapi, unde s-a adunat doi scapi? Numai la cosinus. Hai să notăși pe cos de x egal cu a. Cos de x egal cu a. Atunci x aparține, sau x egal cu, să zic așa, x egal cu plus minus a cosinus de a plus 2 capi. Deci sunt formulele elementare de rezolvare a ecuațiilor trigonometrice. Și în cazul nostru aplicăm formula. Numai că noi avem 2x argumentul. Să zicem 2x egal cu minus 1 la k arc sinus de minus 1 pe 2 arc sinus de minus 1 pe 2 plus k pi. Adică 2x egal cu minus 1 la funcția sinus, arc sinus, sunt funcții impare. Și iese minus 1 în față și face minus 1 la k plus 1 ori sinusul e 1 pe 2 la câte grade? La 30 de grade. Grade, da. 30 de grade înseamnă pi pe 6. Pi pe 6. Costă 80 împărțit la 6 egal cu 30, da? Deci vine pi pe 6 plus k pi. Împărțim totul prin 2. Și ar fi că x egal cu minus 1 la k plus 1 ori pi pe cât? 12 plus k pi pe 2. În final, pentru ecuația asta, spunem că x aparține mulțimii minus 1 la k ori pi pe 12 plus k pi supra 2. Era minus 1 la K plus 1. Minus 1 la K plus 1, corect. Minus 1 la K plus 1. La K plus 1 ori pi pe 2 plus la pi pe 2 cu K ar fost de Z. Hai să vedem, asta a fost o metodă de rezolvare a ecuației acestea în care ne-am folosit de formula fundamentală. Dacă ar fost aici cos de X plus
radical din 3 sin x nu mai merge la formula fundamentală. Ba da, merge. Înotăm cu t și cu v, da. Sinusul cu t, cosinusul cu v și ne apucăm acolo că se semn de două ecuații cu două necunoscute și merge treaba. O altă metodă este așa zisă metoda unghiului auxiliar. Dacă cumva sesizăm aici un număr care să fie tangenta unui unghi cunoscut și aici tangenta, putem zice că e 1 și 1 este tangentă de câte grade? De 45. Pi pe 4. Atunci pot să zic așa. Deci, o altă metodă, metoda a doua, puteți să mă dați acolo, da? Metoda a doua. Pentru ecuația care? Pentru ecuația... Cos de x minus plus sin de x este egal cu radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Pentru ecuația asta. O altă metodă de rezolvare, notați metoda unghiului auxiliar. Și asta se aplică ori de câte ori vedeți că apare un coeficient încât să recunoașteți o tangentă a unui unghi foarte ușor. Și iată, eu pot să zic și aici 1 sau aici 1. Nu are importanță. Mm. Să zicem la 1 aici, la sinus. Și atunci apare cos de x plus tangentă de pi supra 4 ori sin de x. Egal cu radical din 2 pe 2. Echivalent cu tangentă o scris ca sin pe cos. S-a băgat unghiul auxiliar pi pe 4. De ce se zice metoda unghiului auxiliar? Și acum spunem cos de x plus sinus de pi supra 4 supra cosinus de pi supra 4 ori sinus de x egal cu radical din 2 pe 2. Și acum aducem la același numitor. Amplificăm cu cos de pi pe 4. Și cos pătrat. Nu e cos pătrat. Este cos de x, este cos de pi pe 4. Da. Deci cos de x ori cos de x ori cosinus de pi pe 4 plus sin de x ori sinus de pi pe 4 egal cu cât? Radical din 2 pe 2 radical din 2 pe 2 ori cosinus de pi pe 4 ori cos de pi pe 4 cosinus de pi supra 4 și, dar ce este aici? Cos, cos plus sin, sin. Cos, cos plus sin, sin este o formulă cunoscută. Cos de A minus B. Cos de A minus B, corect. Este cosinus de X minus pi pe 4. Deci spui, nu, pi pe 4 minus X, nu are importanță. Funcția cos e funcție pare și nu ține cont de semnul. Deci cos de X minus pi pe 4 se strânge aici, egal cu radical din 2 pe 2, ori cos de 45. Cât este cos de 45? Radical din 2 pe 2, parcă. Da? Sinusul de la 45 egal cu cos de 45 egal cu radical din 2 pe 2. O radical din 2 pe 2. Ce deci am sumat cos de x? Cos de x minus pi pe 4 egal cu pe 2. Deci rezultă că aplicăm formula de rezolvare. Adică vom spune x minus pi pe 4 x minus pi pe 4 egal cu plus a, minus a cos minus pe 1 pe 2 plus k pi. Deci x minus pi pe 4 plus minus a cos 1 pe 2 plus k pi. Dar cum era 2 k pi? 2 k pi. Foarte bine. 2 k pi. Asta e formula. Și atunci pe x, pe pi pe 4 în partea dreaptă și va fi că x egal cu pi supra 4 plus minus arc
cosinus de 1 pe 2 plus 2k plus 2k. Deci x aparține mulțimei valorilor, x aparține mulțimei valorilor pi pe 4 plus minus arc cosinus de 1 pe 2 plus 2k pi cu k parcurge pe z. Așa. Și cu asta am terminat acest exercițiu. Să vedem mai departe ce a fost aici important? Merită să ne întoarcem un pic. Ce a fost important? Important a fost aici că cos de 2x este egal cu cos pătrat de x minus sin pătrat de x, nu? Formula unghiului dublu. Că am văzut cos de x minus sin de x aici, am scos în factor comun pe cos de x minus sin de x și am ajuns la, practic, la rezolvarea două ecuații trigonometrice elementare, destul de simple, tipice. Și anume a fost cos de x minus sin de x egal 0 și cos de x plus sin de x egal cu radical 2 pe 2. Aici am descoperit două metode, metoda unghiului auxiliar sau metoda aceea cu sin de x, sin pătrat de x plus cos pătrat de x egal cu 1. Și mai exista încă o metodă, exprimarea sin de x și cos de x cu tangenta jumătății. Deci, pentru ecuația care? Sin de x plus cos de x egal cu radical din 2 pe 2. Mai există și metoda asta. Eu nu știu care erau formulele cele cu tangenta jumătății, foarte des folosită la calcul integral. Da? Deci sin de x plus cos de x egal cu radical din 2 pe 2. Și atunci spuneam sin de x egal cu care este formula 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2 și sau 1 minus tangente pătrat, mai ții minte, Ionuț? Mai ții minte formula asta? Cred că 1 minus tangente. Era minus. Este minus, așa. 1 minus tangente și cos de x este egal cu Nu cred că este cu 1 plus 1 și la cos este 1 minus tangente pătrat de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat de x pe 2. Așa fac un moment. Deci dacă nu, să deduc astea. Da. Să găsesc foarte bine. Și acum înlocuim pe sin de x cu 2 tangente de x pe 2 supra 1 plus tangente pătrat și cos de x egal cu 1 minus tangente pătrat supra 1 plus tangente pătrat și apare ecuația numai în tangente. Numai tangente de x pe 2, notăm cu un u și totul merge foarte bine. Deci trei metode de rezolvare la ecuații trigonometrice de forma a sin de x plus b cos de x egal cu un c. Trei metode. Una cu sin pătrat plus cos pătrat, alta cu unghiul auxiliar și alta cu tangente de x pe cu tangente de x pe 2. Dar în varianta cu tangenta x pe 2 se pierd niște unghiuri, că tangenta poate să fie 0. Tangenta nu e tot timpul, nu există tot timpul. La pi pe 2 nu există, paralele acolo. Și asta e mai pretențioasă, că trebuie să fim atenți la pierderea unor unghiuri. De aceea vă recomand să folosiți numai primele două, adică cu sin pătrat plus cos pătrat egal cu 1. Sau unghiul auxiliar atunci când sesizați că aveți șanse să vă duceți pe un unghi. La unul din, la sim sau la cos, se recunoaște tangenta unui unghi rapid. Și atunci vă descurcați. Poftim alte ecuații.
2 sin pătrat. 2 sin pătrat. Pe lângă arc cosin. 2 sin pătrat de cine? Din. 2 sin pătrat din, din, da? Paranteză rotundă. Așa. Arc cosinus de 4 pe 5. Arc cosinus de 4 pe 5. Plus arc sinus de 4 pe 5. Plus arc sinus, sinus de 4, 4 pe 5. 5. Și să calculăm asta. Egal cu 5, da? Da. Deci, 2 sin pătrat de un unghi. Un unghi pe care nu știm. Da. E vorba de arc cos de 4 pe 5, pentru că arc sin de 4 pe 5. Cum aș putea face? Ar trebui să... Deci 2 sin pătrat de asta, pot să spun că este egal cu 2 sinus de arc sinus de 4 pe 5 plus arc cosinus de 4 pe 5 și la pătrat asta poate. Când sin pătrat, adică după ce calculăm valoarea, ridicăm la pătrat. Da. Și acum apare sinusul unei adunări. Sinusul adunării sau sinusul sumei a două unghiuri. Sin de A plus B. Cu cine este egal sin de A? Deci este egal cu 2 pe lângă sin A, adică sin de arc sin. Sin de arc sin face 4 pe 5. Da? Da? Sin de arc sin. Da. Sin de primul cos de al doilea, nu? Da. Să scriem formula ca să nu greșim. Sin de A plus B este egal cu sin de A cos de B plus cos de A sin de B. Și este egal acum. Sin de arc sin lasă unghiul argumentul 4 pe 5 ori cosinus de arc cosinus. Cos de arc cosinus, tot 4 pe 5 plus cosinus de arc sin cos de arc sin de 4 pe 5 și plus sin de, nu, ori sinus sin de arc cosinus sin de arc cos de sin de arc cos de 4 pe 5. Și după asta fata la pătrat, nu? Da. Cam asta este. Ei, avem probleme cu cos de arc sin. Cos de arc sin și sin de arc cos. Cu cine este egal? Cum să facem? Să facem asta. Cos de arc sinus de 4 pe 5. Dacă notăm arc sin de 4 pe 5 cu un unghi alfa, arc sin de 4 pe 5 egal cu un alfa, atunci aplicăm egalității acestea sinusul și vine că acționăm cu sin și sin de arc sin vine 4 pe 5 egal cu cât? Egal cu sin de alfa, da? Sin de alfa. Și iată că eu am acum de aflat în continuare, după ce m-am întrebat cu ăsta cu alfa, ar apare cos de alfa. Cos de alfa egal cu cine? Știm că sin de alfa este 4 pe 5. Știm că sin de alfa că egal cu 4 pe 5. Cos de alfa cu cine este egal? Cos de alfa este egal cu radical din 1 minus sin pătrat. De alfa. Din forma fundamentală. Faptul că cos pătrat plus sin pătrat este 1. Faptul că cos pătrat plus sin pătrat este 1. Cos pătrat este 1 minus sin pătrat. Și sinusul cât este? 4 pe 5. Deci va fi egal cu radical din 1 minus 16 pe 25.
și egal cu radical din 25 minus 16, 9 pe 25 și face 3 pe 5. Deci vezi, vedem că am găsit cos de arcsin. Acum trebuie să apre sin de arcos. Sin de arcos. Sinus de arc cosinus de 4 pe 5 în aceeași logică, tot 3 pe 5 la da. Că se notează așa. Arcos de 4 pe 5 este egal cu beta. Da. Se lucrează așa, se găsește cos de alfa egal cu 4 pe 5 și sinusul, afară sinusul alfa, știe cosinusul. Dar formula fundamentală de acolo merge foarte bine. Și atunci, fiind tot 3 pe 5, înlocuim aici ăsta cu 3 pe 5, pe cealaltă cu 3 pe 5 și urmează că egal mai departe, o să spunem egal, egal cu 2, pe lângă 16 pe 25, 16 pe 25, plus 9 pe 25. La pătrat. Totul la pătrat. Totul la pătrat. Da? 16 pe 25 plus 9 și egal mai departe cu 2 pe lângă. 16 plus 9 fac 25. 25 pe 25, 1. 1 la pătrat, 2 ori 1, 2. 25 pe 5, nu. Nu, 25 pe 25. Da? Și face 2 ori 1, 2. 2. Deci 2 sim pătrat de toate chestia asta egal cu 2. Asta este răspuns. Hai să mai vedem încă o dată, Lucian, în ce a fost șpecheria asta. Alexa, Alexa era... ai amuțit de atâta matematică. Nu-ți mai trebuie trigonometrie două săptămâni de zile. Hai să vedem unde a fost chestiunea dificilă. Deci, faptul că am surprins, zice, sin pătrat, sinusul la pătrat. Și am zis, mai, sinus de, totul la pătrat. Da. Și am dezvăcut sinusul respectiv și vine sin de primul cos de al doilea, pe formula sinusul adunării. Uh-huh. Și primele două au fost 4 pe 5, că sin cos, da? Sin de primul, sin de arc, sin de arc, sin. Sin de arc, sin, și primul sin de arc cos, nu? Da. Da. A, așa. Sin de arc sin, am luat invers, că e comutativ da. Aici. Sin de arc sin și cos de arc cos. Și partea a doua a fost mai importantă, a fost cos de arc sin. Deci n-am mai lucrat funcția directă și inversă una în alta ca să compunere, să libereze. Și sin de arc cos de 4 pe 5. Da? Acestea le-am luat deoparte și le-am găsit, fiecare în parte înseamnă 3 pe 5. Da? 3 pe 5 una și 3 pe 4, 3 pe 5 cealaltă, le-am înlocuit și rezultatul este 1, 1 la pătrat, 2 ori 1, 2. Da? A fost destul de frumoșeală asta. Mi-a pus mintea la treabă ce-i drept. Hai să vedem altceva. E cam atât. Cam atât, da? Da. Deci nu mai ai spus vreo 5, dar le-ai spus numai 2 din 5. Ai zis, nu mai trebuie. Hai să mai discutăm ca idei, să vedem câte da. Dificile acelea. Dă-mi-le așa. Poate... Poate-s mai ușoare ca astea sau mai greu, nu știu. Mai greu. Mai greu, da? De la 90. Da. Dar le aveți ca temă pentru mâine? Da. V-a dat o temă serioasă. Așa facem eu ce. Așa, bun. Hai să vedem. 8 cosinus de x. 8 cosinus de x. Egal cu radical din 3 supra sinus de x. Radical din 3. 3. Supra, da? Da, supra. Sau supra. Supra, dar sub radical. Radical din 3, supra. A, așa, supra. Sinus de x. Așa, după e plus. Plus în dreptul unei fracții. Da. Așa. 1 supra cos de x. 1 supra cos de x. Păi, piscina am trecut eu. Nu? Zic că nu. Piscina am trecut eu, că într-adevăr este interesantă.
Hai să vedem ce idei ne vine. Tu ce-ai face, Alex, la asta? Nu știu. Ai lăsat-o în pace, nu? Mai da. Te-ai vedea de treaba. Eu aș avea aceeași ajutor, nu mă duce mintea de la dată să fac nimic. Ce altceva să-i fac decât să-l duc la aceeași ajutor pentru moment. Adică aici trebuie să mulțesc cu silor sărbos. Deci echivalent cu 8 cos pătrat de x ori sin de x egal cu radical din 3 cos de x plus sin de x. Plus sin de x. Sin de x. Acum. Alex? Nu zici nimic. Am adus să văd ce aș numit orice. Avem cos pătrat de x. Cos pătrat de x ăla. Ce să-i facem? Andreea, la ce te gândești? Păi să desfășurăm după formulă. Dacă cos pătrat de x, nu știu dacă am o formulă cos pătrat. Doar să ia cu sin pătrat. Cos pătrat cu sin pătrat face 1. Dar mare lucru nu pot să fac. Dacă ne gândim să scoatem, să ducem membru stâng pe radical 3 cos de x, scoatem pe cos de x în factor comun, mare lucru nu facem, că sau pe sin de x scoatem, nu prindem exercițiul cum trebuie. Altă idee. Așa. Acest radical din 3 este tangenta unui unghi cunoscut. Tangente de 60 de grade, parcă am zis noi. Da. Da? Tangente de 60 de grade. Hai să scriu, zicem ce apare. Dar apare 8 cos de x, cos pătrat de x ori sin de x. Egal cu, în loc de radical din 3, spunem tangentă de 60 de grade. Adică pi pe 3. Da. Ori cos de x plus sin de x. Echivalent cu tangentă de pi pe 3, sin de pi pe 3 pe cos de pi pe 3. Deci ar fi 8 cosinus pătrat de x ori sin de x este egal cu tangenta, adică sinus de pi supra 3 supra cosinus de pi supra 3 ori cos de x plus sin de x echivalent cu ce facem? Aduce la aceeași numitor. Așa apare. 8 cos pătrat de x ori sin de x. 8 cos pătrat de x ori sin de x. Ori cos sinus de pi supra 3 egal cu sin de pi pe 3 ori cosinus de x plus cosinus de pi pe 3 ori sin de x, nu? Da. Echivalent ce îmi apare acolo? 8 cos pătrat de x. Cos de pi pe 3 cât este? Cosinus de 60 de grade? 1 pe 2, da? 1 pe 2 cu 8 se simplifică și rămâne 4 cos pătrat de x ori sin de x egal cu sin de pi pe 3. Ce o fi aici? Sin cos cos este sinusul sumei, da? Sin cos cos sinus este să strânge ca fiind sinusul sinus de pi pe 3 plus x. A
ce să mai facem de aici? Sin de pe 3 plus x. 4 cos pătrat. Am strâns asta, am așezat-o într-o formă, de aici încolo, ce idei să ne vină. Așa, ca să mai trag de timp, aș lua un cos de x, o sin de x și cu 2 și 2 sin x cos x, aș face sin de 2x. Sin de 2x. Ori cos de x. Rămân în cos de x. Da? Deci cât ar face aici? Ar face 2 2 cos x ori sin de 2x. Nu. Mai bine? Că 2 sin x cos x face sin de 2x. Da. Și-a rămas un cos de x și 2 de aici. Da. Și 2 cos de x sin de 2x egal cu sinus de pi pe 3 plus x. Și aici încă o idee îmi trebuie. Produs între un sin și un cos. În ce se transformă? Produsul dintre un sin și un cos. Unde apare sin cos, sin cos? Apare la sin de alfa plus beta și sin de alfa minus beta. Hai să vedem. Deci, sinus de alfa plus beta, sinus de alfa plus beta, este egal cu sin de alfa cos de beta plus cos de alfa sin de beta. Iar sinus de alfa minus beta egal cu sin de alfa cos de beta minus cos de alfa sinus de beta. Și dacă îi adunăm, observăm că apare sinus de alfa plus beta plus sinus de alfa minus beta este egal cu 2 sinus de alfa plus de beta. Că ăștia s-au redus. Da? Și acum, noi ne putem imagina așa. 2 sinus de 2 sinus de 2x, cum avem noi aici, 2 sin de 2x cos de x, cos de x, este egal cu sinus de adunare a celor două unghiuri, sinus de cele două unghiuri adunate, adică 2x plus x, 2x plus x, plus sinus de cine? 2 sinus de alfa minus beta, adică, în cazul nostru, cine este alfa și cine beta? Alfa este 2x. Și beta este x, da? Da. Deci 2x minus x. Și apare 2 sin de 2x, 2 sinus de 2x cos de x, egal cu sinus de 3x plus sinus de x. Sinus de x. Păi, și acum, cred că strângerea cu tangenta jumătății nu prea este de bun augur, că mă încurcă. Mai bine lăsam așa, când era sin x plus cos x, așa cum vedeți aici. Hai să ne întoarcem. Asta e o matematică. Deci duci pentru loc, vezi dacă n-a mers, trebuie să încerci să te întoarci. Și acum, cred că mă întorc la asta, 8 cos pătrat. Da? 8 cos pătrat de x ori sin x. 8 cos pătrat de x ori sinus de x este egal cu cos x. Așa este, da? Cos x cos sin x. Cos x. No, radical din 3. Radical din 3 cos de x plus sin x. Da, radical din 3 cos x
plus sinus de x. Asta e. Și acum, luăm din 4, din 8, luăm un 2 sin x cos x și ne rămâne un 4, se face sin de 2x și apare acum, nu 2 cos x sin de 2x, ci apare 4 cos x sin de 2x egal cu radical din 3 cos x plus sin x. Și acum, un 2 de aici, 2 cos x sin de 2x și rămâne un 2. Și atunci este exact asta de aici înmulțită cu un 2, ca să facă 4. Mm. Și asta toată înmulțită cu un 2 este egal de asta, face 2 sin de 3x, 2 sinus de 3x plus 2 sin de x. Da? 2 sin de 3x, 2 sin de x este egal cu radical din 3 cos de x, radical din 3 cos de x plus sin de x, poate este. Da. Sinus, da? Sinus de x. Și acum, 2 sin de x cu sin de x ăsta se reduc și rămâne un sin de x aici. Și exercițiul apare așa acum. 2 sinus de 2 sinus de 3x plus sin de x. 2 sinus de 3x plus sin de x egal cu radical din 3 cos x, parcă. Da. Așa. Radical din 3 sin de x. Asta nu e chiar simplă, pentru că observăm, aici avem un ghiu triplu și aici un ghiu simplu lucrează. Deci, atunci am să fac așa, pe sin de x să-l duc în partea asta altă, asta fac. Și ce obțin? Obțin 2 sinus de 3x este egal cu radical din 3 cos x minus sinus x. Minus sinus x. Și împart totul printr-un 2 și obținem. Sin de 3x egal cu radical din 3. Deci obținem sin de 3x este egal cu radical din 3 cos x. Radical din 3 pe 2. Da. Cos x. Hai. E bine așa, nu? Da. Minus 1 pe 2 sin x. Minus 1 pe 2 sin x. Dar radical din 3 pe 2 și 1 pe 2 la ce unghi se întâmplă asta? Păi... când e... Când cosinus e radical din 3 pe 2 și minus 1 pe 2. Radical din 3 pe 2 și minus 1 pe 2. Păi la... 30 radical din 3 pe 2. Din 30 este cât? Cosinus de 30 este radical din 3 pe 2. Da. Și 2 și sinus este? Sinus de... 1 pe 2. Sinus de 30 de grade este 1 pe 2, da? Și apare minus aici. Cos, cos, minus sin, sin. Dar se strânge ca un cos. Și nu-mi place să strâng ca un cos, vrea să se strângă aici ca un sin. Ca să apară, visez și eu, să văd dacă am șansă. Sin de 3x egal cu sinus de ceva. De un alt unghi. Dacă se va întâmpla așa, atunci sunt un om fericit că știu formula aceea, 3x egal cu argumentul, minus 1 la car, nu știu ce, și mă duc de scurt foarte bine. Deci neapărat în dreapta trebuie să strâng ca un sinus. Și ca să strâng ca un sinus, trebuie să fie aici sin, cos, cos, sin. Deci sinusul să fie radical din 3 pe 2, iar cosinusul să fie minus 1 pe 2. Sin de pe 3 și cos de pe 3. Sin de pe 3 și cos de pi pe 3
Sinusul la 60, la 60 grade, nu? Sin de 60 grade radical de 3 pe 2 și cosinusul. Cred că este bine. Deci ar fi așa, cum spui tu, ar fi sinus de pi pe 3 cosinus de x minus 1 pe 2, adică în loc de 1 pe 2 zicem cosinus de pi pe 3 sinus de x și egal cu s-ar strânge ca fiind sinusul scăderii, da? Sin de pi pe 3 minus x. Sin cos minus cos sinus este sinusul scăderii. Pi pe 3 minus x. Și iată mă că am ajuns la varianta asta și anume că am ce? Sinus de 3x egal cu sinus de pi pe 3 minus x. Și atunci, de aici urmează că 3x este egal cu minus 1 la k ori pi pe 3 minus x, deci minus 1 la k ori pi pe 3 minus x, plus K pi, parte, da? Plus K pi. Și fiindcă minus 1 la K, am două variante, K par și K impar. Și acolo m-am dus și să găsesc X-ul, da? Hai să luăm. Pentru varianta în care K-ul este egal cu 2P, rezultă că 3X va fi egal cu par, adică pi pe 3 minus X plus 2P pi. Și x-ul duc în partea asta și vine 4x egal cu pi pe 3 plus 2t pi, adică x-ul va fi egal cu 1 pe 4 pe lângă pi supra 3 plus 2t pi. Deci 1 pe 4 pi pe 3 plus 2t pi, adică pot să spun aici pi pe 12 ca să nu mai pierd pi supra 12 plus t pi supra 2, nu? Da. T pi supra 2 cu t parcurge z. Asta când x-ul este, când k par. Când k este impar, când k este de tipul 2t plus 1, atunci am să am minus 1 la putere impară face minus 1, vine 3x este egal cu minus pi pe 3 plus x plus 2t plus 1 ori pi. Și x-ul dus în partea să fac 2x. Deci 2x este egal cu minus pi supra 3 plus 2t plus 1 ori pi. Și dacă desfacem, 2x va fi egal cu minus pi pe 3 plus pi plus 2t pi. Și când împărțim pe 2, aici minus pi pe 3 plus pi face 2, amplificăm cu 3 și face 2 pi pe 3. Și împărțim totul prin 2 și vine că x egal cu pi pe 3, era 2 pi pe 3, pi pe 3 plus t pi. Deci x aparține celor două mulțimi. Pi pe 12 plus t ori pi pe 2 cu t parcurge z, reunim cu mulțimea asta. Deci în final, ecuația pe care am avut-o de rezolvat, asta, conduce la două soluții. X aparține mulțimii pi pe 3, pi pe 3 plus t pi cu t parcurs z. Așa. Reunită cu mulțimea pi pe 12 plus pi supra 12 plus
pe 2. Plus t pi supra 2. T pi supra 2. Cu t parcurge 0. Hai să vedem care a fost ideea. Destul frumoasă ecuația, chiar foarte frumoasă, da? Am adus-o la ceas numitor, vă amintiți, da. Și am început să ne uităm la ea. Era un cos pătrat. X sin de X egal cu radical între cos X plus 1, plus sin X. Momentan am avut tentația să bag un ghiul auxiliar acolo. Dar s-a strâns acolo și nu mergea deloc. Ei, ideea cu adevărat a fost interesantă când 8 cos pătrat de x ori sin de x, am luat un 2 cos x sin x, am strâns ca o sin de 2x, a apărut 4 cos x sin de 2x egal cu radical de 3 cos x plus sin de x. Și acum transform, iau un 2 cos x sin de 2x, 2 cos x sin de 2x, produsul între sin și un cos, se transformă în sumă de sinusuri. Și a apărut sin de 3x și sin de x. Dar mi-a rămas un 2. Din cauza că aici era 4, un 2 l-am mușcat și a rămas 2 pe lângă. Și am și mulțit. 2 sin de 3x plus 2 sin de x egal cu radical 3 cos x plus sin de x. Acum, sin de x se duce cu un sin de x de aici. Da? Și rămâne sin de 3x egal cu radical 3 cos de x minus cos de x, să zicem. Împărțim totul pe 2 și apare momentul ăsta, în etapa asta, acum, ieșitul este finalizat. Pentru că eu visez să ajung sin de ceva egal cu sin de altceva, egalitatea două sinusuri, ca să mă duc pe formula aceea, unghiurile lor, unghiul ăsta egal cu minus 1 la K ori unghiul celălalt plus K pi, dar neapărat de aici trebuia să fie un sinus. Și am recunoscut prin radical între pe 2 ca fiind sinusul la 60 de grade, nu? Iar aici, 1 pe 2, cosinus de același unghiul să fie, ca să fie sin cos, cosin. Să se strâng ca sinusul scăderii, pi pe 3 minus x. Și din momentul acesta, ieșițiul, gata, pornește. Care au fost momentele importante? Merită să reține. Deci, am ajuns la aceeași numitor, nu? Momente importante, hai să vedem. Așa. Adică, care, unde am ajuns? Etapa 8 cos pătrat, vă puteți scrie. Momentul 1, când se ajunge la 8 cos pătrat de x cos sin de x, egal cu radical de 3 cos x plus sin x. În prima etapă. Apoi, momentul al doilea, când luăm un din 8, din 8 luăm un 2, pe 8 îl scriem ca fiind 4 ori 2, și, de fapt, se întâmplă acolo că 2 cos x sin x face sin de 2x și se ajunge în etapa a doua 4 cos x sin de 2x. Asta trebuie să scrieți. 4 cos x sin de 2x egal cu radical 3 cos x plus sin x. Momentul al treilea, foarte important, când transformăm produsul în sumă și rezultă 2 sin de 3x plus 2 cos 2 sin x egal cu radical 3 cos x plus sin x. Iar în momentul 4, când ajungem așa. Momentul 4, când așezăm sin de 3x egal cu radical de 3 pe 2 cos x minus 1 pe 2 sin x. Și 5, final, sin de 3x egal cu sin de pi pe 3 minus x. Astea sunt cele 5 momente importante de lucru. Am pierdut un pic de timp. Nu poți să spui că când te apuci de un exercițiu, gata, de la prima citire te duci pe culoar, ci tatonezi așa un pic până când... Dar ce trebuie să ai la tine? Toate formulele. Nu știi de ce formulă ai nevoie. Practic, trigonometria trebuie să fie pusă la punct perfect. Dacă ai formule, îți mai vin și idei. Hai să încerci așa, hai să încerci așa. Iată, aici eu am sesizat repede să iau un cos de x și un sin de x și un 2. Fiindcă știam că formula sin de 2x, sin de 2x face 2 sin x cos x. Și mă rămas 4 cos x. Când îndată mi-am pus problema.
produs între un sin și un cos, de unde îl văd? Dar m-am arătat de unde, nu? De la sin de alfa plus beta, sin de alfa minus beta, când adun acolo, ce se întâmplă? Ei, și atunci, dacă am avut în vedere formula, mi-am venit în minte, nu? Pasul următor, altfel, ești blocat. Și abia s-a liniștit exercițiul când am văzut așa. Vă spun ce am simțit eu. Cum am văzut exercițiul când am văzut. Doi sin de x și ne face un sin de x și scap de sinusul ăsta de x. Și rămâne să transformă un minus sin de x. Am văzut repede etapa următoare. Sin de 3x egal cu ceva. Care zic, trebuie să fie un sin. Am și spus cu voce. Un sin. Ca îndată să mă duc după formula aceea sin de u egal cu sin de v, u egal cu minus 1 la k ori v. Și m-am arătat de unde vine chestia asta, da? Și atunci vom cere două variante, par și impar, și totul se așează. Da. Mai două. Nu așa? Două sunt? Hai să le vedem. Nu mai te deloc. Cât de ceasul? 7:20. Hai să le vedem. Poate ne vine de la prima citire. Știu, după că experiența asta care a căpătat-o, poate la prima citire dăm peste. Păi tema pentru a doua zi. Cum vă duceți cu tema nefăcută? Nu se poate. Nu? Lucrăm, iată, de aproape 3 ore la tema pentru a doua zi. Dar știți de ce? Fiindcă a trebuit să demonstrez toate formulele din fiecare dată. Dacă voi le-ați fi avut, ați fi mult mai repede. Da? Am făcut-o așa, că suntem la prima oră de trigonometrie. Da. Ia să vedem. Spune-te. Cos de x plus 3. Cos de? De x. Da. Plus cos de 3x. Plus de 3x. Sus cos de 5x. Da. Supra sin de x plus sin de 3x. Sin de x. Plus sin de 3x. Plus sin de 5x. Tot este egal cu radical din 3. Nu apă radical din 3. Vă idee dacă ai. Că e ghiștul redat. Iarăși urât, că avem cos de 3x, cos de 5x, sin de 3x. Da, dacă știi niște formule și am după așa, ar merge foarte bine. Adică să știm în ce se transformă suma a două cosinusuri. Eu nu-ți amintești? Nu. Foarte rău. Foarte rău că nu-ți amintești. Dar cum trebuie să demonstrăm? Asta e singura variantă. Deci, hai să ne amintim. Cosinus de... Aș vrea să transform sumă de două cosinusuri în produs. Da. Cos de A plus B este egal cu cos A cos B cos A cos B minus sin A cos B. Iar cosinus de A minus B este egal cu cos A cos B plus sin de A cos de B. Tragem din și la urmă și vine iar pe cosinus de A plus B plus cosinus de A minus B este egal cu 2 cos A cos B, nu? Da. 2 cos A ori cos B. Că astea se reduc unui cu plus altul cu minus. Dacă notăm pe A plus B cu un P, A plus B egal cu un P și A minus B egal cu un Q se adună, vine 2A egal cu P plus Q. Adică A egal cu P plus Q supra 2. Iar din coate, dacă îi scădem, vine 2B egal cu P minus Q. De unde B ar fi P minus Q supra 2. Și atunci, ce devine identitatea asta? Devine cosinus de o de A plus B, cât am zis? P. P. Cos de P plus cos de Q egal cu 2 cosinus de A. Adică cine? P plus Q pe 2. P plus Q supra 2. Ori cosinus de P minus Q supra 2.
Iată că suma două cosinusuri se transformă în produs de cosinusuri. Da? Suma două cosinusuri se transformă în produs de cosinusuri, cu 2 în față aici. Și în cazul nostru avem cos de x, hai să facem aplicația pentru cazul nostru, cos de x plus cosinus de 5x va fi egal cu 2 cosinus de p plus q, adică x plus 5x supra 2, ori cosinus de x minus 5x supra 2. Și egal cu 2 cosinus de, cât vine aici, x cu 5x, 6x pe 2, 3x, ori cosinus de x minus 5x minus 4x pe 2, minus 2x, adică cos de 2x, funcția cosinusului 4. Deci, suma cos de x plus cos de 5x se strânge ca 2 cos de 3x plus cos de 2x. Deci vin 2 cosinus de, cât am spus, cos de 3x, ori cosinus de 2x, cos de 3x plus cos de 2x, plus, mai departe, cosinus de 3x. Totul supra. Sin de x plus sin de 5x, la fel se transformă, dar în altceva. Cred că produs de sin și cos. 2 deci vine 2 sin de x plus 5x pe 2. Cred că așa vine, să vedem. 2 sinus de x plus 5x pe 2, cosinus de x minus 5x pe 2, plus sinus de, că tocmai sin de 3x ăsta. Da. E dat radical din 3, echivalent cu aici are și un cos de 3x în factor, deci cos de 3x pe lângă 2 cos de 2x plus 1 și jos are și un sinus de că x și cu 5x îți face 6x pe 2, 3x. Deci vine sin de 3x aici și sin de 3x aici este în factor comun 2 sinus nu sinus de 3x, atât. Sin de 3x pe lângă 2 cosinus de x minus 5x minus 4x pe 2x 2. Da, cos de 2x plus 1 egal cu radical din 3. Asta și cu asta se simplifică. Da? Vedeți? Da. Se simplifică și vine cos de 3x pe sin de 3x este tangente de 3x. Echivalent, va spune că tangente de 3x este egal cu radical din 3. Tangent de 3x egal cu radical din 3, aplică formula acum. Da. 3x egal cu arc tangente de radical din 3 plus k pi. Și ce înseamnă echivalent, va spune că 3x este egal cu unghiul pe tangente radical din 3 e 60 de grade, parcă. Tangenta radicală din 3 la 60 de grade, că pi pe 3. Da. Pi pe 3 plus k pi. Deci x, împărțim totul pe, eu aparțin în mulțimii, pi pe 9 plus k pi pe 3 cu k făcut de 10. Și cu asta am făcut. Mai repede, da? Care a fost ideea aici? Sumă de cosinusuri, că se transformă în produs de cosinusuri, și sumă de sinusuri, produs de sin și cos. Da. Și când scoți în factor, îți iasă chestia asta. Altă ieșită și cred că e ultimul, nu? Da. Hai să vedem. Nici nu vreau bine să vă duci la școală cu tema, chiar complet făcută. E pentru prima dată când se întâmplă așa o chestie, da? Da. O anomalie. O anomalie este asta, da. Împotriva firii. Ia să vedem. Poftim? 2x egal cu arc tangent de tangent de x. Arc tangent de tangent de x.
din tangent de x. Și se întreabă câte soluții are ecuația asta. 2x egal tangentă de x. Tangent de x este în paranteză. Tangentă de tangent de x, așa, da? Da. Aici trebuie să iau un pic mai de jos de la funcția inversă. Tangenta e definită pe cum arată graficul funcției tangente. Tangenta nu există la 90 de grade. Da, cam așa arată. Deci pi pe 2 și minus pi pe 2. Și ea de acum periodică și așa tot se repete. Și așa mai departe. Și s-a luat restricția, deci tangenta definită pe doar minus pi pe 2 pi pe 2 cu valori în R. Și valori sunt numere reale care le întoarce. Nu, asta este bijectivă. Și invers asta, există arc tangentă care e definită pe R cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Deci cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Noi avem așa, arc tangentă de tangentă. Deci arc tangenta lucrează asupra numerelor reale și întoarce ca imagine numere între minus pi pe 2 pi pe 2. Deci aici când zic arc tangente de tangentă face x-ul care este între minus pi pe 2 pi pe 2. Deci ar fi ecuația, ar fi așa, 2x egal cu x cu ideea că x-ul aparține minus pi pe 2, pi pe 2. Deci x aparține minus pi pe 2, pi pe 2. Și scăzând un... Deci 2x egal cu x. Secundă. Singura soluție este x egal cu 0. Care verifică asta? Că 0 este plasat da. Aici. Da? La întrebarea. E vorba de 2x egal cu x. Când ducem în stânga, vin x egal cu 0. 2x egal cu x egal cu 0. Și 0 aparține intervalul minus pi pe 2, pi pe 2. Deci, are o singură soluție, x-ul între x egal cu 0. Dar repet, pentru că arc tangentă de un număr real îți dă un număr între minus pi pe 2, pi pe 2. Deci după ce lucrează, îți dă un număr între minus pi pe 2. Ce mi-a dat? Mie x-ul mi-a dat. Da, și care x în zona asta, care verifică egalitatea asta de x egal cu x, mai x egal cu 0. Da, am terminat tema. La clasa 10-a. Tema de aceasta, dacă facem de 4 ori, sigur că pentru a doua zi nu mai învăț la nimic. Ce vreau să vă spun? A mers mai greu, pentru că a trebuit să luăm toate formulele. Câte greșiți ați avut acolo? Deci, primul a avut două subpuncte, al doilea patru subpuncte. Deci toate ecuațiile, că toate ecuațiile, că n-am avut noi. Deci două, patru, șase, șapte, opt, nouă, zece. Zece ecuații. Ele cam în maxim, să spunem, o oră și jumătate, să zicem maxim două, ar fi putut să fie făcute. Dar dificultatea a provenit de acolo, că noi nu aveam noțiuni de trigonometrie și a trebuit să demonstrăm fiecare formulă, să luăm de la cine, la sin pătrat plus cos pătrat. Formula ce vă demonstrez. Dacă însă aveați cunoștințe suficiente la trigonometrie, atunci ar fi mers mult mai repede. Nu deodată. Sunt și ați văzut că a fost și regăștiri în care am luat-o mai în stânga, mai în dreapta, până când ne-am prins de... Dar asta e situația la matematică. Nu se poate întâmpla deodată să faci toată povestea. Ne oprim aici pentru
a 10-a și să vedem acum ce probleme are Ionuț.